au când și abo și abo adaptatorul abo cu a c o, de acord cu asta. Bun, dar e important ca să arătăm că blu este pentru ce, da? Acum ne permite să și ăsta micuțe sunt componente, fac parte din triunghiul acela, deci iată că am rezolvat și punctul pe. Unde crezi că mă duc acum? La ce punct? La ce? La punctul ce? Trebuie să arătăm că a, o, imediatarea lui pe ce. Adică ce ar trebui să arătăm? Ca să fie că a obului e congruent cu a oricât. Ca să fie imediatoare, trebuie să alibece. Trebuie să o dai pe ce la mijloc. Și să fie egal, nu? Adică în locul ăsta, dacă notăm cu B, trebuie să arătăm B, B este cât B, C. Și că fie perpendicular. Multă treabă. Deci, noi am unit pe A cu O, pur și simplu. De acum să o tai pe cer, exact la mijloc, și să nu fac altceva decât să fie perpendicular niște lucruri spectaculoase. Așadar, mă duc și eu la punctul C, dar mă presez cam ceva emoții. Că trebuie să spun o tai A, O, o taie pe B, C, într-un punct pe E, și nu oricum pe O, la mijloc, și să fie și perpendicular. Adică din A... Din A prin O, așa, să fie perpendicular. Adică să formezi lucrurile astea, aici 90 de grade și astea 90 de grade. În desenul prea arată la noi. Da. Probabil că n-a fost foarte precis, n-a fost foarte exact. Dar cum ne cum, ăsta e raționamentul. Altfel, cum aș mai putea să arate? Am mai putea în A, O, E. Nu, deocamdată să ne concentrăm. Cum arătăm noi că neapărat, neapărat triunghiul ăsta... Păi trebuie să arătăm că... Să luăm spre comparare ce triunghiuri? A, B, O. A, 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 B, B. A, B, B. De ce zici? A, B, C. Și cu A, B, C. Cele două triunghiuri, A, ce au A, B, B și A, B, C. Au A, B, congruent cu A, C. Da. Unghiul A, B, O, congruent cu A, C, O, din demonstrație. A, B, O, cu A, C, O. Am de un A, A, B, O. A, B, B. A, B, B. Cu A, C, B. Nu chiar, chiar din ipoteză, că era de un disociation. Din ipoteză și unghiul B, A, B. B, A, B. Cu A, B, A, C. Sigur că sunt comprinte, nu? Că doar am arătat, unghiul a 1 și a 2. Deci sunt spre triunghiul și va rezulta că B, B e cât B, C, nu? Și va rezulta că și unghiul ăsta probabil cât ăsta, de ce nu? Și atunci dacă sunt vecinul, lui, sunt 90 de grade, am întotdeauna. Da, și atunci am arătat... E exact ce trebuie, nu? Da. Deci, hai să zicem așa, A, O, dar intersectează pe B, C. Deci A, O, intersectează pe C. E ca conținerea formată din punctul P. Și l-am câștigat pe punctul P. Și acum, luăm spre comparare triunghiurile. Deci, fie triunghiurile, fie triunghiurile care, ai spus tu că am și uitat. A, P, B. A, P, B. A, P, B. Și triunghiul. A, P, B. A, P, C. Despre cele două triunghiuri, spunem că au AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. De unde asta? Din ipoteză. Unghiul AB congruent cu AC.
De unde știm noi asta? Din ipoteză, că e... Din ipoteză, sigur că da. Din ipoteză. Și un unghiul P, A, P. P, A, B. Da, așa e zis, nu? Da. P, A, B. Congrent cu unghiul. Cu P, A, C. Cu P, A, C. De unde? Din... Demonstrație. Și atunci, conform cazului de congruență... U-L-U. Dar ai două unghiuri. U-L-U. U-L-U, e zis bine, da. Conform lui U-L-U, triunghiurile luate spre comparare sunt congruente, deci triunghiul acesta A-P-P este congruent cu triunghiul ABC, ABC, și triunghiul fiind congruent, de fapt elementele sunt congruente două pe două, adică? Adică BP congruent cu BC. BP congruent cu BC și, nu numai, trebuie să arătăm că și unghiul ăsta de aici e cât ăsta. Adică APB. Da. De ce? Că A, B, B face parte din triunghiul ăsta care privește pe A, B. Da. Iar A, B cât A, C. Și se uită, da. Spre A, C se uită A, B, C, da? Da. Deci A, B, B de desubt s-a adăugăm A, B, B. E congruent, păi zici tu cu? A, B, C. A, B, C. Și cum împreună ele formează împreună 180. Deci punem măsura lui A, P, B, plus măsura lui A, P, C. Fac împreună 180 de grade. Ne permitem atunci să spunem că, fiindcă sunt egale și împreună fac 180 grade, cât face A, B, 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 A, B, C, ca măsură? Din 90 de grade pot fi, nu? Da. Când din 180 împărțeșăm două. Și atunci, când a dus o dreaptă de mijloc și a dus-o perpendicular, 90. Atunci, ce este asta? Când pică perpendicular? Mediatoare. Deci de aici rezultă toată informația asta. Rezultă că AO asta este mediatoarea. AO sau AO, așa trebuie asta. AO. Da. Da? A o mediatoarea lui, adică o dai la BC la mijloc și deci A o este mediatoarea lui BC. O dai la mijloc și pică și perpendicular. Deci vezi ce a făcut lui am putea că o dai la mijloc și pică și perpendicular. Asta este, asta este punctul care C. Și acum să facem punctul D, să arătăm că A o e și mediatoarea lui e F. Adică unim pe F cu F. Și trebuie să arătăm că o taie AO asta, o taie într-un punct L, AO o taie pe F într-un punct L, și trebuie să arătăm că pică perpendicular și că la A, E, L este cât L, F. Avem treabă. Deci AO asta pică perpendicular pe EF și chiar la mijloc. Când mă aduc imediat. Și mai luăm să comparăm L, A, L, A, F, L sau F? Păi da, să ne comparăm cu ăsta, ce altceva, nu văd altceva. Oare am avea șansă să arătăm că A, L și cu A, L, F sunt congruente? Din ce motiv? Ce crezi tu că care trebuie să fie? A e congruent cu AF. Da. Unghiul E, A, L. E A, L, adică A1, cum avem da, A1, congruent cu A2. 2, da. Și... A, L,
asta este latură? A, latură comună. Comună. Suntem cadrul latură unii latură. Nu? Deci, hai să zicem, fie triunghiule, fie triunghiule vorbește, te rog. Fie triunghiule A, R. A, E, L. Și triunghiul. A, F, L. A, F, L. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au? A e congruent cu A, E. A e congruent cu A, E. Din ipoteză. Așa, din ipoteză, din raționament, care am făcut jumătățile, nu știu ce, da? Dar tot ipoteza e la bază. A, triunghiul E, A, L. Triunghiul E, A, L. Congruent cu L, A, E. Cu L, A, F, da. Din demonstrație. Așa, din demonstrație. A, L, latură comună. A, L, comun, latură comună. Și atunci, conform din cazul de congruență, latură unii latură. Triunghiile luate spre comparare sunt acum. Triunghiul A, el de, e congruent cu triunghiul A, A, F, L. Și au, din congruență, toate elemente și alte congruente două câte două, adică E, L, congruent cu L, F, corect. E, L, F, L, F. Ce mai au? A, L, congruent cu A, F, L. A, E, L, A, E, L, congruent să rămână cu A, E, L, cu A, A. P, L, A, E, L, cu A, F, L, și cea mai fi în continuare, și încă, încă, foarte important, care un? L. L, da, prin trei litere. A, A, L, E. A, L, E, da. Dar și că e L, dar m-am spus asta, da. Da. A, L, E. A, L, E, A, L, E. A, L, F. Și cum împreună făceau câte grade A, L, E și cu A, L, F sunt A, 10. Adică împreună fac 180 și cu măsura lui A, L, E, A, L, E plus măsura lui A, L, F, da? A, L, F egal cu 180 grade. Înseamnă că ele, fiecare în parte, nu, fiindcă se complete, da, 90, da. Înseamnă că măsura lui A, L, E, măsura lui A, L, E, egal cu măsura lui A, L, F, A, L, F, și egal cu 90 de grade. Și fiindcă avem și că el e cât de F, da? Adică asta de aici. Da. Și, deci, pică perpendicular pe mijloc. Asta înseamnă că cine au o, ce rezultă de aici? A, O este C pentru F. A, O, da? Pentru... Nu au o... A, L, da, puteam spune, da. A, L. Dar chiar poate au O, că doar o dreaptă, doar pe mijloc, da? Deci au O este mediatoarea lui E-F. Deci spunem cu hotărâre că au O e mediatoarea lui E-F. Și ne certăm cu oricine că am făcut problema corect, complet, până la capăt. Hai să revedem încă o dată ce este esențial când avem de făcut o problemă. Ce este esențial? Să înțelegem bine ipoteza.
Asta e. Nu putem să ne apucăm de problemă fără să înțelegem bine ipoteza. Deci o citim o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, câte ori e nevoie, până când e foarte clar ce se dă și ce se cere în problemă. Deci ce s-a dat aici? Într-un triunghi, zice, 8 zunghi. Ce vreau să te rog, calculezi mai spune la mașină și aici pe bord deasupra, unde e un locaș special, e un telefon, unde vezi un șoară. Așa. Așa se da. Și îți dau atunci și când am locat acolo și răspunde. Așa, existăm încă o dată. Deci e vorba de un triunghi, 8 zunghi, isoscel, și spun, băi, nu degeaba isoscel. Gata. Știu, are două laturi egale. Mai are și două unghiuri la faze egale. Deci odată cu asta isoscel îmi transmite informația asta. Apoi, mediatoarea lui Iarbe, adică perpendicularul pe mijloc. Și perpendicularul pe mijlocul lui Arce. Mijlocul lui Iarbe, mijlocul lui Arce, perpendicularul reduse, pe mijloace sunt mediatoare. El zice numai mediatoare. Știi tu ce face mediatoarea? Adică perpendiculară pe mijloc. Deci a fost să verifice asta. De asemenea, punctele mediatoare sunt la egală distanță. Adică O, care e mediatoarea lui AB, face ca AB, OB să fie cât OA. Dar voi și pe mediatoarea lui AC. Deci O, A, încât și cu AC. O, păi dacă asta, B, O, încât A cu O, A, O, încât OC, nu înseamnă că B, O, egal cu OC. Păi și ea foarte rapid punctul acela care am muncit noi să arătăm că... Da, dar noi nu știam că A, O e mediatoare. Păi nu știam. Dar a ieșit de la sine. Faptul că avem pe eu o mediatoare, e clar că O este cât O. Da. Și că O fi mediatoare, înseamnă că O A e cât O C. Deci, vezi, n-am fost atenți. Aveam și alte soluții. Asta e foarte frumos, că la o problemă geometrică putem găsi mai multe soluții. Mai multe variante. Deci, punctul O, intersecția mediatoarelor, a două mediatoare, face ca acela să fie și cea de-a treia, care unește, nu? Da. Cea de-a treia e tot mediatoare care trece pe acolo. Sau dacă se întâmplă că ai B, O egal cu C, acela este mediatoare semnătoare. Nu de-a părat trece prin A. Toate mediatoarele se întâlnesc în același punct. Toate trei. Întrează această observație. Mediatoare unui triunghi. Mediatoare unui triunghi. Unui triunghi. În paranteză. Mediatoare laturilor unui triunghi. Asta mă referă, da? Mediatoare laturilor unui triunghi. Se întâlnesc într-un punct. Se întâlnesc într-un punct numit centrul cercului înscris numit centrul cercului deci mediatoare unui triunghi se întâlnesc într-un punct numit centrul cercului circumscris triunghiului. Centrul cercului, circumscris triunghiului. Da. Și spre regretul nostru, ora s-a dus. Să le spunem prietenul nostru care a avut o problemă interesantă, am vorbit despre mediatoarea unui segment, despre triunghiuri isoscele, despre triunghiuri, congruența două triunghiuri, oarecare, triunghiuri triunghice. Deci, cam asta ar fi, hai să vedem și sinteza orei. N-am mai făcut-o de mult. Sinteza orei.
Prințesa. Oare? E vorba de concurența lucrurilor. Să știi asta ca un număr pe care se poate atinge acolo. La revedere, dragi doamne!